Salutare! Urmăriți canalul Dacian Gojira. Dacian vă salută. Suntem undeva prin țara Hațegului, că v-am spus că vin o serie de vloguri din acest loc. Poate astăzi scăpăm de ploaie, pentru că, după cum v-am spus, cel puțin vara asta a fost foarte riscat, că pe oriunde mergeai te apuca ploaia. Ne arată meteorata ceva ploaie, dar să sperăm că va fi după ce terminăm noi excursia de astăzi. Și de unde pleacă acest vlog? Am văzut la televizor zilele trecute că foarte multă lume merge pe undeva pe lângă lacul Sfânta Ana. Asta pentru a vedea o floare carnivoră care trăiește în România. Din câte știu eu, avem și noi în județul Hunedoara, chiar în țara Hațegului, o astfel de floare carnivoră care trăiește. Ea e undeva în localitatea Peșteana, în locul numit Tăul Fără Fund. Sunt la ieșire din Hațeg, mă îndrept spre Peșteana, pentru că vreau să vă arăt și vouă. Acum să vă dau și ceva ponturi ca să ajungeți la lacul fără fund, Tăul Fără Fund în Peșteana. Țineți drumul spre Caransebe, spre Oțelul Roșu și undeva la dreapta o să fie un indicator cu Peșteana. Din ceea ce știu eu, Google Maps-ul vă bagă în altă localitate care se numește Peștenița și acolo v-ar da că ar fi drumul corect spre Tăul Fără Fund, ceea ce e greșit. Nu știu dacă au rectificat cei de la Google Maps sau cineva a rectificat problema asta, dar vă spun eu, țineți Peșteana, în principiu ar trebui să fie indicatoare, dar cel mai bun lucru când intrați în sat, întrebați pe cineva, pentru că o să găsiți cu siguranță pe cineva pe drum. Hai că e simplu, văd că au pus banner aici, Tăul Fără Fund, 2 km, când ajungeți la prima intersecție, se face o stânga și mergeți spre Tăul Fără Fund. Așadar, să fiți foarte atenți, în cazul în care doriți să vedeți acest loc, să nu ajungeți în localitatea Peștenița, pentru că pe acolo chiar e greu de ajuns. Se poate, dar trebuie să urci pe niște dealuri și e mai complication. Așa că undeva trebuie să găsim un loc de parcare și o să luăm la pas. Cred că aici e locul. Am și găsit aici un loc de parcare. Am și un indicator. Hai să vedem ce ne informează. Traseul spre Tăul Fără Fund cu plante carnivore. Puteți da stop cadru. Apropiați dacă vă interesează, sper că se și vede că bate soarele, dar asta e, ne adaptăm condițiilor. Este unul ușor cu lungime de 1,3 km. Da, băgăm 1,3 km, puțină mișcare nu strică. Cam aici cred că e drumul, așa că luăm că trebuie, de câte știu, să mai fie un indicator în capăt. Cam de aici începe traseul, vedem și urmele unor roci formate în ultima mare care a existat în această zonă, o mare Paratei se numea, o mare ce acoperea toată partea asta, înconjura munții Carpați și ajungea până în Asia. Cu alte cuvinte, aici cândva, cu milioane de ani în urmă, a fost fundul unei mări. Se păstrează și astăzi urmele, pentru cei care sunt pasionați de geologie și astfel de lucruri. Iarăși un traseu binevenit, zic eu. Cărare văd pe aici, băgăm la pas până ajungem la planta carnivoră. Hai că e foarte bine, traseul e bun. Vedem un alt panou informativ cu fluturi de lizieră care trăiesc aici în această parte. Bun, traseul e excelent, plimbarea în sine merită. Ceva așa pe la marginea unei păduri. E un traseu super. După vreo 15 minute de mers, mă cam apropii de Tăul Fără Fund și haideți să vă și arăt niște imagini spectaculoase din acest loc. Și un câine, că de obicei pe unde merg eu trebuie să apară. Iar în partea acolo se poate vedea masivul retezat, chiar cu vârful retezat în față. Imagini spectaculoase, v-am spus, țara Hațegului merită cunoscută, merită vizitată.
chiar aici în fața trebuie să fie tăuri fără fond. S-au construit și ceva filigori aici, în cazul în care doriți să faceți acest traseu și să serviți masa. Chiar o să urc și acolo ca să văd, să vă arăt și vouă panorama locului. Indicatoare peste tot, nu aveți cum să vă rătăciți. Traseul e pus la punct, e foarte ușor. Și haideți să ajungem la tău, pentru că sunt foarte curios cum arată planta asta carnivoră. O întâlniți, din câte știu eu, lunile iulie și august. Știam că în partea țării, acolo unde e lacul Sfânta Ana, se găsește, dar o avem și noi aici, în județul Hunedoara. Și în câteva minute ne întâlnim cu ea. Sunt povești locale referitor la acest loc. Pe vremuri se discuta aici, în localitate, sătenii nu lăsau vitele, deoarece dacă veneau în această zonă nu mai erau găsite. E un tău aici și nu are fund. Și sunt foarte multe povești legate de acest tău. Câteva minute sunt acolo. Cam de aici începe locul. Avem, evident, și panou informativ. Dacă vă interesează, știți povestea. Stop cadru și puteți mări. Cu câteva mii de ani în urmă aici se afla un lac. Între timp acesta s-a umplut cu materiale, iar în partea superioară a apei au crescut strate adânci de mușchi. Condițiile speciale de temperatură și umiditate de aici păstrează specii de plante care în alte părți au dispărut de mii de ani. Hai că intrăm. Acum, dacă e o plantă din asta mare și măgață, sper să nu. Șerpălăi, sper să nu fie pe aici, că sare ceva. Hai că ăsta, bă, că e rezistent podețul. Așa că ar trebui să vedem, găsim planta sau nu. În principiu, aici trăiește. Și uite că aici apare, da? Cred că n-a ieșit deocamdată, că din ce am văzut eu, știam că în luna iulie apare, dar se pare că doar în august. Dar în orice caz aici, în zona asta, aici o găsiți. Chiar niciuna, nu-i? N-a apărut deocamdată. Oricum, un loc așa cam freaky. Dar e clar, astea sunt urmele. Aici trește. E crescută, dar încă nu... asta e, dar încă nu e înflorită. Da, e clar, scrie aici, florile apar în luna august, sunt mici, albe, la capătul unui tulpin. Floarea, într-adevăr, există, dar încă florile nu sunt dezvoltate. E o plantă care mănâncă insecte în acest loc. Deci dacă doriți să vedeți planta asta carnivoră din România, din zona asta țării Hațegului, în luna august să veniți în acest loc. Hai să luăm la pas un pic dealul ăsta, să ajungem la filigurile alea, să aruncăm o privire în împrejurimi, să ne bucurăm cu siguranță de priveliște, clar. N-am ce zice, superb locul ăsta și retezatul acolo foarte frumos, totul amenajat, curățenie, punctul de belvedere, da? Uite, ne și prezint aici, dacă doriți, ceea ce înseamnă retezatul cu vârfurile, absolut tot. Vârful retezat, 2482 de metri. Munții Parâng, în partea stângă, Măgura Cetății, vârful Brădețului, Măgura Zimbrului, în partea aia, iar aici masivul retezat. Chiar e un loc frumos. Acolo e
rezervația botanică Tăul Răfund. Și astea sunt împrejurimile. Țara Hațegului, după cum am spus, merită vizitată. E foarte frumoasă și de aici, din zona asta, o să mai vină și alte vloguri. Sunt atâtea locuri de arătat. O să stau și eu aici câteva minute să mă bucur de un aer curat, să mă bucur și eu de priveliștea asta absolut superbă și voi mai pleca să vă mai arăt și alte locuri de pe aici, de prin zona. Asta e, floarea apare doar în luna august, dar dacă doriți să o vedeți, eu v-am arătat traseul și am vrut să vă și vorbesc despre acest loc. Oricum, plimbarea în sine face toți banii, cum se spune, pentru că pur și simplu este un traseu extraordinar și merită să veniți aici să-l vizitați. Plecăm spre alte locuri din acest loc. Aș vrea să vă mai arăt, pentru că asta e o zonă plină cu conace vechi, castele, și vreau să vă arăt cel puțin două dintre ele chiar astăzi. Oricine mi-ar spune vara liniștea satului românesc îți dă un confort extraordinar. E o plăcere să te plimbi prin astfel de locuri. Alt conac, Alexe Breazovai, de aici, din Peșteana. Pare că e părăsit. Clar, am spus, țara asta Hațegului e plină de astfel de locuri. Veniți în august, dacă doriți să vizitați, să găsiți planta carnivoră, și ea trăiește chiar aici, județul Hunedoara, în țara Hațegului, nu doar lângă lacul Suntana. Ce poate fi mai frumos, să ai și un râu lângă casă, să ai atâta verdeață și atâta liniște. Chiar vorbeam cu cineva care locuiește în București și mi-a spus că s-a săturat de aglomerația care e acolo. Asta e liniștea satului românesc. Superbă. Plecăm spre aloc. Tot aici, în țara Hațegului. Mergem în localitatea Săcel. Știu că acolo e un castel. Am înțeles că s-a renovat. Și chiar vreau să vi-l arăt și vouă. Nu uitați. Vizitați locurile de poveste din țara Hațegului. Și sunt o mulțime de locuri aici. Ce mai observ, din nou mașină și îndreptându-ne spre Săcel, văd că au renovat, au făcut drumul. Aici este un drum care trece peste baraj, sunt mai multe baraje, barajul peste lacul. Asta de aici, de lângă Hațeg, de lângă Păclișa. Și ce observ e că s-a făcut drumul. Un lucru foarte bun, pentru că, din câte știu eu, aici vin foarte mulți oameni pentru a-și petrece timpul liber, pentru a se bucura de panorama acestui loc. Imediat a trebuit să ajungem în Săcel. Știu că e foarte aproape și chiar sunt curios cum arată castelul de acolo. Știu că are așa o tentă de poveste. Într-adevăr, castelul Nopcea din Săcel prinde contur. Construit undeva la finalul anilor 1800. Foarte frumos arată, renovat, amenajat aici. Iată un lucru de care s-a ocupat și nu a fost lăsat în paragină. Chiar dă o tentă așa de poveste acest castel. Am spus, țara Hațegului e plină de astfel de conace, castele, pentru că au fost foarte grofi, foarte mulți grofi în această zonă. Probabil e închis, nu pot să intru, da, cu siguranță. Dar chiar eram curios cum arată.
Vor mai continua vlogurile din țara Hațegului. Mai avem multe povești din această zonă să vă arătăm, să vă spunem. Așa că până la un nou vlog, Dacia Gojira vă mulțumește că îl urmăriți și ca de obicei vă spune cu voi binele să fie, pa, pa!